Vorbește lumea la cafea, se aude tare. Bun găsit, dragilor! În această perioadă în care stăm pe acasă, eu zic să folosim acest timp în beneficiul nostru. Mai exact, și în beneficiul pielii noastre. Așa cum știți, exfolierea este primul și cel mai important pas atunci când vorbim de hidratarea pielii, de o piele strălucitoare, de o piele catifelată. Așa că vă propun să facem astăzi un exfoliant cu ceea ce avem prin bucătărie. Pentru acest exfoliant avem nevoie de mălai, miere, iar pentru corp vom adăuga și ulei de măslin. Punem 2 linguri de mălai, adaug o linguriță de miere. Vă veți îndrăgosti de acest exfoliant, care este foarte ușor de făcut și pe care îl fac foarte des, atunci când nu am la îndemână, nu știu, un exfoliant făcut de specialiști. Arată așa și îl putem aplica atunci când suntem în duș cu mișcări blânde pe tot corpul. Am să păstrez o linguriță din acest exfoliant pentru față. Iar aici voi adăuga o lingură de ulei de măsline. Și gomajul meu pentru corp este gata. După ce am îndepărtat celulele moarte de la suprafața pielii, ne putem da pe corp cu crema favorită sau cu ceva ce mie nu-mi lipsește niciodată din casă, ulei din nucă de cocos. Iar pe față aplicăm o mască, tot așa cu ingrediente care se găsesc prin bucătărie și aici mă refer în primul rând la gălbenușul de ou. O mască dintr-un gălbenuș de ou, puțină miere, câteva picături de aloe vera, de gel de aloe vera și 3-4 picături de vitamina A uleioasă. Aceasta este puternic antioxidantă și este un remediu foarte bun și pentru cearcăne și pentru pielea iritată. Am amestecat în acest recipient toate ingredientele de care vă spuneam. Și cam așa ar trebui să arate masca. Această mască este potrivită tuturor tipurilor de ten, inclusiv celor sensibile. Este foarte nutritivă, catifelează pielea și îi oferă luminozitate. O aplicăm pe față cu ajutorul unei pensule cosmetice. O ținem acolo pentru 20 de minute, după care o îndepărtăm cu apă călduță. Nici rece, dar nici fierbinte. Sunt foarte multe rețete pe care le puteți face în intimitatea casei cu ceea ce găsiți prin bucătărie. Aceasta a fost varianta mea de astăzi. Sper să vă fi plăcut, să vi se potrivească și aștept să-mi trimiteți semnale, să știu părerea voastră. Ne vedem curând! Vorbește lumea la cafea.